Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților, prieteni, care sunteți cu noi în fiecare zi. A venit timpul să mă duc la programare, la randevu. Astăzi, la ora 4, trebuie să mă duc acolo să văd ce îmi spune doctorul, profesorul care m-a operat și m-am gândit să vă țin la curent. Pe toți prietenii mei, pe toți surorile mele care ne urmăresc cu atâta drag. Este cald la noi, ne grăbim, că este așa să nu pierdem randevul, programarea, ca să mergem. Da? Și vă luăm cu noi la o mică plimbărică și o să vă spunem când ieșim de acolo ce o să ne spună. Pe ce dată ne dă acum programarea să mă opereze la mână. Sper că o să fie bine cu ajutorul Domnului. Și știu că va fi bine. Vă mulțumesc din suflet că și data trecută v-ați rugat pentru mine. Domnul Iisus să vă binecuvinteze și să vă dea multă sănătate și putere. Vă mulțumesc din suflet. Da. Am făcut gogoși și ne-am grăbit. Vedeți, trebuie să mergem și în stânga și în dreapta și să ne rezolvăm problemele noastre. Da. Acum mergem așa încet. Pe jos, nu avem cum să mergem. Până așteptăm să vină buzul, până mergem cu tramvaiul. Noi suntem acolo. Și vreau să vă spun că nici nu-mi place să mă duc cu buzurile, cu tramvaiurile. Este aglomerație, mai ales acum unde e așa cald. Știți voi, așa în aer liber e mai frumos. Suntem în aer liber, este aer, în buz și în tramvai, știți voi cum e. Multă lume, transpirație, una alta, așa că e mai bine să mergem de jos. Hai că vă mai arătăm aici așa cum e. Da? Vă arătăm. Belgia. Uitați, acolo este piscină. Aici este Aldi. Wow. Ce cald, e fain. E cald. Frumos. Da. Am revenit, vă mai filmăm cum e pe la noi aici, în Belgia, să mai vedeți și voi. L-ai luat randevou? Da, 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 l-am luat, Nora, aici în geantă la mine, mergem, sigur că da. Uai, de mine și de mine, ce căldură e. Oamenii stau la tereasă, oamenii stau afară, la umbră. Da. Cam așa voi fi unde vrem să ne ducem, dacă? Da? Cam așa. Mai întoarcem camera să nu se ia oamenii ăștia de noi, să spune că ne filmăm pe ei. Ia, ne filmăm pe noi, nu? Da. Că se ia de noi și spune că îi filmăm pe ei și nu vrem să avem probleme. Prieteni, frați și surori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar ne place că este și la noi cal. Dar ia că nu putem să stăm la soare așa. Dar oricum e fain la umbră, Nora. Când venim să vedem ce facem, să ieșim afară și noi la umbră, să stăm în aer. Da. Ia că acum mergem. Suntem la aer, mergem. Pe aici așa pe unde mergem noi de fiecare dată prin parculețul ăsta, hai să vă arătăm. Pentru noi abonați care vin pe canalul nostru, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care veniți pe canalul nostru și vă abonați.
E cald, e foarte cald. Dar nu ras place că e cald. Păi da, e frumos aici. Da, da. Peste tot sunt multe parcuri aici în Belgia, vedeți? Acum aici suntem, am ajuns în parculețul ăsta frumos. Vedeți? E fain și aici, în parcul ăsta, e soare mult aici. Aici este mai răcoare. E mai fain. Și-a tăiat o lumea care lucrează aici la parcuri, a tăiat iarba. Și pămânește. Da. Imediat suntem acolo. La spital. Da, frați și surori, prieteni, am ajuns. Imediat suntem acolo. Am intrat aici pe Helmet. Așa se cheamă zona asta. În Scarbec. Este foarte cald. Eu și Nora am transpirat. Ia uitați. Wow. Dar e cald așa, fierbinte cald. E cald, e cald, Nora? Nu e glumă. Mai ales că am venit noi acum. Wow. Nu mai pot. Ce soare, uitați ce cald e. Și noi tot transpirați. Ce cald e de asta și nu stăm la răcoare. Bine, normal și ne grăbim. Ne grăbim că mai bine să fim acolo decât. Da, imediat suntem, uitați, la spitalul Bruman. Așa se cheamă spitalul ăsta. Noi mai avem un spital Bruman. Așa cum a spus în jet acolo, așa se spune zona jet. Așa, să nu mă înșel, nu știu sigur. Ăla e, așa se spune, Bruman mai mare, ăsta e mai mic, spitalul. Da. Mamă, Nora, m-am încălzit acum. Da, vedeți, ăsta e spitalul. Aici e la urgență. Imediat aici intrăm.
spitalul, care noi să intrăm aici, vedeți? Și revenim. O să mai filmăm un pic până încolo. Nu filmăm așa că mergem înăuntru, poate că nu, nu ne lasă lumea, nu le convine să filmăm. În camera așa, că mai vin oamenii să nu creadă că îi filmăm pe ei, camera pe noi, ca să nu ne facem probleme. Frați și surori, prieteni dragi, Domnul să vă binecuvinteze. Iam imediat aici și o să revenim. Suntem înăuntru, filmăm așa ca să nu creadă lumea că le filmăm pe ei, ne filmăm pe noi, da? Da? O să mergem acum, am plătit tot, slavă Domnului, trebuia să plătesc 53 de euro. Aici, Jon, 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 aici e Jon, aici, ne-a spus că aici trebuie să venim, să așteptăm aici, la sala Jon, da, și o să vină să ne strigă pe nume, da, noi suntem aici, dă un pic la nora că nu mai pot, avantaiul, vai de mine și de mine. Până vine doctorul, să vedem ce o să ne spună, să ne programează acum. Nu, ia ca așa. Foarte bun avantajul ăsta. Așteptăm. Gata, am terminat, am ieșit din spital. Eu și Nora, da, să vă spun. La prietenii mei, la surorile mele, eu vreau să vă spun tot ce fac, ca să știți că știu că mă iubiți și mă apreciați împreună cu toată familia. Ce caldă, ce soare, ce bate soarele în ora. Da. Pe data de 12 august o să mă operez la mână și pe data de 28 august o să mă operez la hernie de disc. Da, da, o să vin pe 28, ca pe 29 să-mi fac operație august. O să stau o lună și plec în România. Sigur că da, o să mă duc acolo unde este cald. Și o să stau acolo unde este cald în România. Bă, dar ce să fac, Nora? Nu? Acum cât e cald, că dacă mă operez iar când e iarnă și când e frig, nu e așa bine. Oh, Nora, pune mâna la gură când... Nora! E obosită, Nora, de căldură. Da. Frați și surori, așa că v-am spus, ca să știți cum e cu treaba. Noi acum nu mai ne grăbim, Nora, mergem așa încet acasă. Haide. Domnul să vă binecuvânteze. Acum normal că o să fie greu pentru mine, dar las, aici e familia mea, ei sunt cu mine, ei mă subțin, soțul meu e lângă mine. Așa când am fost operată de hernie cervicală, el a fost lângă mine, mi-a fost sprijin, mi-a fost ajutor și mai mult Dumnezeu. Și mulțumesc. Nu o să-mi fie frică, cu Domnul mergem înainte. Domnul e de partea noastră. Hai, dar ce ați făcut acum cu mașinile voastre? Nu mai au răbdare oamenii ăștia, frați și surori. Așa e, trăim în lumea asta, că nu mai este nici răbdare. Oamenii care conduc mașinile nu mai au răbdare. Da. Mamă, e cald, Nora, vezi ce cald e? Hai că mai închidem ca să mai trecem pe aici. Wow, ce soare! Cum da, cum mai cald a fost când ne-am pus la spital.
Păi acum venim mai așa, Nora, nu mai ne mai grăbim. Deocată pe noi, Doamne, cu bicicleta. Nu ne mai grăbim, acum mergem așa încet, că nu. Nora, și eu am ochelari de soare. Da? Nu. Stai că o să le iau când o să închidem camera. Nu, nu, am, eu nu vreau să iau ochelari. Nora, o doare ochii, da, așa-i. Da, lasă, că e bun. Da, așa de bun de soarele noi. Hai, da, Nora, hai că trecem așa de încet și noi. Hai să mai întorcem camera să mai arătăm de mergem. Așa, vă mai arătăm, frați și surori, prieteni dragi care ne urmăriți, Domnul să vă binecuvinteze, mergem, uitați. Ne întoarcem către casă acum, ce să facem? Da, mergem acasă și stăm afară. Stăm afară, văd eu dacă mi-a pus să mai stau afară, Nora. Am obosit la greu. Îmi place să stau la soare, să stau așa, frumos, să mă relaxez la soare. Dar eu sunt nu prea poate așa să stau eu la soare. Și de asta nu îmi place să stau cu el. Da. August, peste două luni, peste o lună, stai că vine acum iulie-august. Da. Ut. Așa spune ei, ut. Da. Ce să vă spunem, prieteni dragi care ne urmăriți cu atâta bunătate, Domnul să fie cu voi. Mulțumim că sunteți cu noi. Noi vă mulțumim că ne apreciați. Domnul să vă binecuvinteze oriunde sunteți. Vă dorim o zi minunată, o zi binecuvântată să aveți. Și ne vedem la următorul filmuleț. Ne vă spunem la revedere!